Am venit aici cu băieții mei, cu băieții mei, niște derbi... Nu. Ce faci, iubita? De ce stai, mama, așa? De ce, iubita mea, stai așa? Aștepți, cu mințică. Bravo! Ce avem aici? Un buton? Nu-l apăsăm? Nu-l apăsăm? bibi. Hello. Hello, salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi facem turul bibliotecii. arată biblioteca, o parte din bibliotecă de fapt, ceea ce am aici în acest moment în București, dar bineînțeles că mai am mai multe cărți și la țară, poate vom face un clip separat pentru acea bibliotecă, așa că voi îndepărta aceste mici chestiuțe ca să le putem vedea mai bine și să trecem mai repede prin toate aceste cărțulii. Gata! Așa, avem aici ceva câte ceva despre cum să te bucuri de viață și de slujbă. Mai avem Lasă grijile, începe să trăiești, dar și secretele succesului, best seller pe bandă rulantă, se poate vedea și aici. Mai am aici cum să trăiești alături de un bărbat și să fii fericită, mă rog, genul ăla de rețetă care nu cred că este neapărat general valabilă, dar na, cumva cred că niște lucruri se învață prin experiență și numai așa. De asemenea, am cum să te iubești pe tine pentru a te înțelege mai bine cu ceilalți, am întâlnirea cu visele, cum să ți înțelegi visele și să te folos și să le folosești pentru dezvoltarea personală. Cumva am să zic am făcut de curând ordine în această bibliotecă și în cealaltă pe care o veți vedea puțin mai încolo și am încercat să le așez într o oarecare ordine, însemnând nu neapărat pe edituri sau mai știu eu ce, sau ordine alfabetică aici în porțiunea asta de bibliotecă, ci mai degrabă așa, nu știu, după cum le voi folosi. Adică partea asta de, să zicem, dezvoltare personală, mai avem aici un ghid turistic. Pe asta am pus-o, da. Avem legile universale ale succesului Bineînțeles, și ceva de marketing motivațional. Foarte, foarte drăguțe cărțile respective, formula maestriei: 7 pași de la ucenic la maestru, marketing prin e-mail, copywriting și relații publice. O sută de idei geniale, cred că le știți deja, chiar sunt chiar sunt ok, adică de răsfăit așa și de notat, ceea ce ar trebui cumva să ținem mai aproape atunci când activăm în domeniile astea, să zic așa, aici am. Ce a văzut câinele, curajul de a nu fi pe placul celorlalți, dar și arta subtilă a nepăsării, trei cărți pe care le am pe lista mea de citit anul acesta, cele patru volume din Descoperă filozofia, o să vă las link în descriere, dar le găsiți și voi pe canalul meu de YouTube, pentru că am vorbit despre fiecare volum în parte, separat pentru fiecare volum în parte am făcut câte un clip. Aici am câte ceva, astea trei: jurnalism, jurnalismul sportiv, mass media și redactarea materialelor pentru televiziune, radio și noile media. Din timpul facultății, masterului, doar pe acestea le-am oprit la mine, dar mai am câte ceva și acasă, bineînțeles, la țară. Dar, cum spuneam, cred că o să fac ceva separat, o să vedem. Și am și un tratat de psihologie morală. Ok, next! Munții înalți ai Portugaliei, Michelul Beck am și Moian Țara Vinului, În Viață Yuhua, Viziunea Vizuinii a lui Sorescu, Suflete Moarte Gogol, Un Bărbat pe nume Ove, Kipling cu povești din, din India, Titanic Vals a lui Mușatescu, Adam și Eva a lui Rebreanu, Boris Vian, toamnă la Pekin, femei care alergă cu lupii, visul a lui Cărtărescu, Tudor Arghezi, cimitirul Bunavestire, memoriile unui motan călător, Herta Müller, călătorie într-un picior, Haruki Murakami, la capătul lumii și în țara aspră a minunilor, jurnalul lui Palahniuk, avem și iubindul pe Pablo, urândul pe Escobar. Boris Vian, scrieri pornografice, avem și niște novele alese ale lui Huang Sun Won, Irvin la plânsului lui Nice, încă două de Moian, femeia cu buchetul de flori și baladele usturoiului din paradis și viața financiară a poeților, ceea ce vedeți aici în proporție de vreo, să zic așa, 80% sunt pe lista mea de cărți de citit în 2021. De asemenea, am făcut un clip separat. Of, pe asta trebuie să o, să o vedeți la modul ăsta. Este vorba despre integrala poeziei Nikita Stănescu, care arată cam așa. Sper să reușesc să o așez. Din nou, Nikita Stănescu, un album memorial. Ordinea cuvintelor cele două volume Nikita Stănescu. De asemenea, tot Nikita, amintiri din prezent, apoi volume semnate de Marin Sorescu. Avem aceasta cu sărbători itinerante poeme, apă vie, apă moartă, ecuatorul și poli, poezia alese de cenzură, o aripă și un picior. Avem aici Marin Sorescu poezii, dar și cu Poezii în germană, adică varianta lor în germană și română inclusiv O să o așez așa și o să o pun la loc mai târziu Insomnii de Marin Sorescu Același Marin Sorescu singur printre poeți Ușor cu pianul pe scări Și mai avem aici primii noștri poeți un, O carte separată Poezia veche românească, poezie veche românească, atelierul lui George din tainele și meșteușugul poeziei. Mai avem personalități ale lumii antice, Cioran, eseuri Cioran pe culmile disperării. Mai avem Monica Lovinescu, volumul Iuliei Vladimirov în documentele securității. Monica Lovinescu în documentele securității 1949-1989. De asemenea, Grigore Vieru, Rădăcina de foc și un volum cu și despre laureații Premiului Nobel pentru literatură. Trecem mai departe, aici în uh, mare parte este vorba despre cărți uh, de la editura Ups. Ce avem de pe aici? Dacă tot am găsit. Ok, o Mona Lisa un pic descentrată și care s-ar uita în altă parte. Habar n-am de unde asta. Ok, în fine. Um, da, cum ziceam, uh, Biblioteca pentru Toți, jurnalul Național, mă rog, în general, um, îmi notez cam când mi le cumpăr și de unde și o primă impresie despre orice, dar nu neapărat. În fine, am nimerit-o pe asta, uite, luni 2016, 19 decembrie, București, Friguscat, Chioșcul din Colț. Ok. Cert este că sunt volume de la Jurnalul Național, le știți deja, toată lumea are cel puțin o astfel de carte și avem așa Geobogza, Boxa, poemul Invectivă și alte poeme, Țări de piatră, de foc și de pământ, Joe Boxa da, o au auzit și pe Sisi, își exprimă și apărerile. părerile. Cele patru anotimpuri, proiecte de trecut, Ana Blandiana, Excelsior, a lui Macedonski, Adrian Păunescu, Ultrasentimente, Miei Prim și Fântâna Somnambulă, Patul lui Procust, Camil Petrescu, Intrusul Marin Preda, Jurnal Intim Marin Preda, Marele Singuratic Marin Preda, avem și o pânză de păianjen în cel la Sergii, Marin Sorescu din nou, trei dinți din față, noduri și semne, Nikita Stănescu și apoi avem câte ceva de Nora Iuga, adică Harald și Luna Verde. Mai avem Nora Iuga ca motorul unui Ford din 1931, inima ca un pom de boxer și punul lui Leopold Blum și aici un Octavian Paller, Viața ca o coridă. Mai departe avem aici un album cu și despre pele, dincolo în cealaltă bibliotecă am albume sportive, nu știu dacă o să intru în ele, dar na, dacă vă interesează îmi spuneți și vi le arăt și pe acelea. Din nou un album de felul acesta cu Tour de France. Sportul studentesc. Mai avem de asemenea Antichitate clasică, o carte destul de veche, dar uh, foarte interesantă. Mai avem și British Football. Uh, mai avem din nou despre uh, sportivi, tot o, un fel de atlas în limba engleză. Uh, ultimul mondial, despre Mondialul din Franța 98. Și mai avem aici câte ceva, pe asta l-ați mai văzut în clipul despre daily vlog, dacă nu mă șel, de pe 15 ianuarie este vorba despre un album cu niște chestii foarte interesante despre Eminescu. Aici am o antologie de poeme contemporane erotice, după cum îi spune și titlul de pe copertă. Aici volumul lui Yves cel Naiv, Versez bineînțeles, file din jurnalul lui Tetelu, Orhan Pamuk, Zăpada, un Norma Manea Laptele Negru, un jurnal de la Păltiniș, Gabriel Liceanu, 17, al lui Kenza Buro Oe, Haleluia, despre Leonard Cohen, dar este scrisă de, de Lil Laibovitz, dacă am citit eu bine, Dostoevski și oameni sărmani, o, Agata Cristi, uh, Crima din Orient Express, Scandalul, Shusaku Endo, uh, și din nou, încă două volume de Agata Cristi cu cărțile pe față și Moarte printre nori. Uh, și mai am pe aici, prin spate, uh, fericirea obligatorie a lui Norman Manea și Custurița, unde sunt eu în toată povestea asta. Și cred că astea sunt în general aici. Pe aici am mai multe chestii, nu sunt neapărat de citit. Am agende, ceva jurnale, câteva instrumente de pictat, adică ceva acuarele, mai multe culori carioci, pixuri, un dosar extrem de interesant, poate o să vorbim noi la un moment dat despre ce conține, niște poezii de prin liceu, adică în manuscris, nu așa. O pânză încă nefolosită de asemenea un fel de uh, de, de schițe, ceva, nu știu, oricum este la modul ăsta și îmi doresc să îl încep. Este, să zicem, unul dintre proiectele viitoare, dar nu mai știu încotro să <laughs> mai apuc atunci când vine vorba despre împărțitul timpului, așa că deocamdată este, cum spuneam, în stadiul de uh, proiect. Bună! Eliu, ce faceți? Ce faceți? Doamna negra, ce ai pe ochi? Pe unde te-ai băgat? Nu te-ai băgat în niciun fel? Cine este o puiuță? Cine este cu mințica lui mami? Bună, mama! Avem o geloasă acolo. Da, dă iubita mama. Am venit aici cu băieții mei, cu băieții mei, niște de. Derbe... Nu. <laughs> am venit în cameră aici unde am încă două astfel de rafturi. Da, mi-am pus ochelarii pe cap pentru că mi venea lumina, mi se reflecta în lentile și nu mă puteți privi în ochi. Cum vă spuneam, Aici am un raft, adică acesta de sus. Astea de aici din spate sunt numai despre sport, adică fotbal, mondiale, ciclism, biografii și toate cele. Nu o să intrăm în ele, pur și simplu o să vi le prezint pe acestea. Ok, pe acestea de jos. De aici, care oricum sunt destule, și n-aș vrea să zăboivim foarte mult. Ceea ce voiam să vă mai spun este faptul că fac acest tur al bibliotecii ca să vă arăt cam ce țin eu aproape, adică aici. O să fac un tur al bibliotecii și la țară pentru ca peste ani sau poate chiar anul viitor dacă voi face un astfel de tur, să îmi dau seama, am citit n-am citit unde se află cărțile mele, mai sunt aici. Poate peste 2 ani sunt aceleași cărți pe lista mea de citit, înseamnă că ceva se întâmplă și trebuie să fac cumva să mă mișc mai repede în sensul ăsta. Bun, o să mut astea acum pe pat ca să putem să ne să le vedem mai bine și pe măsură ce avansăm le scoatem de acolo pentru că o să vedeți că le am pe două rânduri. În primul rând așa sunt făcute rafturile și ca să mai salvez din spațiu, ei bine am pus în spate ceea ce consider că nu o să caut, eu știu, de azi pe mâine, adică, sau nu de azi pe mâine, nu o să caut că trebuie acum, acum, cartea respectivă și să o răsfoiesc, ci niște lucruri pe care le folosesc, niște lucruri, niște cărți pe care le folosesc destul de rar. Așadar, să o luăm de aici de sus, avem patru volume care sunt trei pe sport, dar cum am zis, nu zăbovim pe ele acum. Am aici dicționarul, pardon, am aici istoria literaturii române, am un dicționar, un dex acasă, tot o variantă veche și de asta m-a dus cu gândul la acela. Este vorba despre istoria literaturii române, volumul 3. Ați văzut cartea aceasta în clipul cu cele 21 de kilograme de cărți pe care le-am primit acum de curând. Avem aici un volum, un volumel Mihai Codreanu. Ia să vedem. Bineînțeles, avem câteva poezii. Comportamentul pisicii, cartea tuturor răspunsurilor, perspectivă practică și soluții confirmate la întrebările tale despre feline. Și avem aici... Ok, am, deschis la treabă mare. Este ce să vezi. Asta este. Dar cred că viața cu o pisică, pur și simplu, din nou, o înveți, nu neapărat din cărți, dar este, e ca și cum mi-aș citi viața mea de 13 ani încoace. Bun, avem din nou puntea pisicilor. În 15 minute, psiholog, foarte, foarte drăguță această, această carticică și avem un, o carte audio, ca să zic așa, un CD carte, George Bacovia, rar. Danaus Plexipus, Rotariu Dumitrița Iasmina. Este o lansare de carte pe care am moderat-o, ca să zic așa. Din păcate a avut loc pe Zoom, dar asta nu înseamnă că. Bineînțeles, asta nu înseamnă că n-ar merita cumpărat-o. Găsiți pe internet dacă vă interesează. Este o fată chiar foarte, foarte ok. Și găsiți detalii despre carte, dar chiar și lansarea, o să vă las în, în descriere ca să vedeți despre ce este vorba, ce discuții am avut noi atunci Am și întâlnire la operă, primul CD, Aida, a lui Verdi Ce mai am eu pe aici? Niște sonete de Shakespeare, este la modul ăsta Mai am Ioan Rațiu, Văzutele Nevăzutului, este un volum de poezie al unui om pe care îl stimez De ce nu și câteva sudoku Cred că este cumpărat asta vară pentru, nu, mamă, acum 2 ani în vară Pentru excursia, pentru vacanța din Grecia Când stăteam pe plajă și îmi plăcea să-mi pun un pic minte la contribuție atunci când nu citeam Am aici din nou câte ceva despre coșchi despre pisici Marin Sorescu cele mai frumoase poezii. Mai avem și Nina Casian, un volum tot de poezii. Nina Casian, cele mai frumoase poezii. Un uh, semn de carte, engleza uzuală, un dicționar. Uh, la trecut toți mare, mare viitor, niște poezii patriotice, am avut la fabrica de poezie un eveniment, să zicem, dedicat poeziei de partid, se văd ghilimele. Așa, versuri lungi Tudor Arghezi, chiar sunt lungi. Bun și violența pașnică, poeme. Așa, am cam terminat cu astea, o să le mut aici deocamdată ca să putem să trecem la următorul rând. Frida Kahlo foarte interesantă. Alexandru Filipide, are multe semne de carte. Cred că am citit din ea pe la Fabrica de poezie. George Coșbuc, ia să încerc totuși să nu le mai scot ca să ne rămână loc ceva tot de sport, dar este povestea reală a campionilor români la jocurile olimpice din 2008. Se văd autorii Inim la Beijing, două volume Pământul ale lui Zola. Giovanni Boccaccio, Fiametta, Todor Arghezi Versuri, este cel de-al doilea volum din ce văd, Vasile Voiculescu, Vasile Voiculescu primul și al doilea volum. Hai, avem aici poezia română clasică, de la Dosoftei la Octavian Goga. mai avem și poezia română clasică Primul volum, acesta este al treilea și al doilea este și el, dar este într-o cutie, o să vi le arăt imediat la final Cicerone Teodorescu, versuri alese Mai avem și poezia germană modernă Antologie de poezie chineză modernă și contemporană Victor Eftimiu în șirte mărgărite Vlahuță, opere alese Antologie de poezie engleză Din lirica de dragoste a lumii Din lirica de dragoste a lumii Poezii Marin Preda, Risipitorii volumul 2 din Risipitorii Răzvan și Hidra, lui HD Victor Hugo, Cugetări Iubiri paralele, cel la Serghi, Ceva, jurnal filozofic, Constantin Noica Poezii, Radu Paraschivescu, Baudelaire, Florile răului, Le Fleurs du Mal, Joachim Maria Machado de Asis. Și cred că mai e unul, da, Memorile postume ale lui Brascuba sau Brascubas, nu știu cum se citește, Marin Preda, cel mai bine dintre pământeni, toate cele trei volume, așa cum se poate observa. Ah, mai avem și Nicolae Iorga Cugetări și de asemenea Octavian Goga, pagini uh, publicistice, uh, Kafka, Castelul, Flaubert, dom Doamna Bovary, Joia Dulce a lui Steinbeck, Viața în înalta societate, John Brain, uh, Vigdis și Viga Liot, cred, Sigrid Unset și uh, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Ghepardul. Bun, am terminat și raftul de sus, v-am mai zis. altă dată poate, dacă vă interesează, dacă nu rămân așa. Da, pentru că n-am vrut totuși să mi le duc la țară, am zis totuși hai întâi să mai citesc din ele. Bine, am citite din tot ce v-am arătat, inclusiv de dincolo, dar în general mi le țin ca atunci când am chef și inspirație să îmi să le fac niște recenzii pentru blog, pentru vlog poate și așa mai departe și chiar dacă sunt citite, ele își așteaptă recenzia, așa că na. Am zis să nu le duc la țară până nu, pentru că sigur vor rămâne acolo și muza mea nu mă va găsi atunci când mă va căuta ca să scriu despre anumite cărți dacă nu le am la îndemână. Bună! Ce s-a întâmplat? Să trecem mai departe de 2000 de ani. Mihail Sebastian, mai am și un Zaharia Stancu desculți, mai am și un Vladimir Străinu, poezie și poeți români, la Sergii Mirona, celălalt Sergii Gențiane și Dracula al lui Bram Stoker. O să pun un pic pauză. Așa ca să am loc să le pun pe acestea deoparte. Ionel Teodoreanu, Ulița Copilăriei în Casa Bunicilor. George Topărceanu, balade vesele și triste. Din nou, un vlahuță cu România pitorească. Aceste fire de tort care se cumva se dezmembrează, dar țin mult la această carticică, așa că o mențin pe lângă mine. O să o lipesc, dar deocamdată nu mi-am făcut. N-am făcut-o. Aia e. Eva Haiman, am trăit atât de puțin așa numita Anne Frank de România, un, un roman foarte interesant. Trei într-o barcă a lui Jerome. Camil Petrescu, versuri, nuvele și mai am aici scritori români, un fel de dicționar, dacă mi-aduc eu bine aminte, ceva de genul. Mai departe avem aici din nou Vlahuță, versuri și proză, un, roman destul de interesant, un volum de fapt, Nicoleta Roman, Femeie, Onoare și Păcat în Valahia secolului al XIX-lea, Răscoala lui Rebreanu, mai am un volum de poezii, Misiunea întâmplării a domnului Ioan Rațiu, încă un volum despre pisici, pisica, ia să vedem ce mai avem pe aici. De asemenea, Pisicoteca practică a lui Moș, Moș Pârșu, Taras Bulba a lui Gogol, Accidentul a lui Sebastian, un semn de carte luat de la MNLR cu Tudor Arghezi, de fapt este luat de la casa lui din Mărțișor, că tot vorbeam de Tudor Arghezi cu bastonul prin București, mai am niște scrieri ale lui Topărceanu, un fănuș neagru, dacă țin bine minte, da, frumoși și nebuni ai marilor orașe, un Tudor Arghezi, Lina, Scrieri, tot de George Topărceanu, primul volum, acesta este al doilea Ce mai avem noi aici? Este un Camil Petrescu, cred că este ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război Și pisica de Eritrea Bun, am terminat și cu astea de aici Și să facem un pic de locșor Avem un Grigore Alexandrescu, versuri și proză, pamflete Argezi, Baconski, Bacovia versus și proză, Eugen Barbu pe -un picior de play, Jean Bart Europolis, Lucian Blaga poezii, teatru proză autobiografică tot de Blaga. Aici am încercat să le pun cumva în ordine alfabetică, vedeți dacă e A, B și tot așa. Arhetonul, Lavinia Bârlogeanu, Ana Blandiana, Arhitectura Valurilor, Autoportret cu Palimpsest tot de Blandiana, Marian Boboc, orașul de la capătul vremii, femeia din marile colonii ale cărbunelui, cronici literare și recenzii, Eminesciana, ia să vedem ce mai avem noi pe aici, cred că sunt cărțile domnului Ciobanu, am vreo trei volume, Ochiul ascuns al universului, Descântarea șerpilor, Mihai Ciobanu, Pati Ceții, Apoi Ștefan Damian, din nou pisica de Eritrea, Mircea Dinescu, întoarcerea barbarilor. Ia să vedem, moartea citește ziarul tot de Dinescu, Demetrius poezii, am și imediat să le pun în partea asta. Maria Magdalena Dojană, Sipetul cu stele, este vorba despre volumul de poezii a unei fete de vreo 14-15 ani care a venit la fabrica de poezie, cred că a fost cea mai tânără participantă, Sidonia Drăgușanu, într-o gară mică, pe strada Mântuleasa, a lui Eliade, tot Eliade, novele inedite, la vulturi de Gala Galaction, Zale, a lui Adrian Găinaru, Ovidiu Genaru, Cafeneaua subiectelor, Calistrat Hogaș, pe urmele lui Calistrat Hoga și de fapt Valentin, Valentin Ciuca sau Ciucă? Ciucă. Da, mai avem Eminescu scrisă de Iorga, Leonida Ivel, Fluturele Monar. de asemenea a fost prima lansare de carte pe care am moderat-o, -o, găsit pe canalul meu de YouTube, descrierea, descrierea chipurilor a lui Labiș, tot de Labiș vârsta de bronz. Avem Înger Pozitor și Ispită, Horea în Grumaz a lui Leșe, Amintirile unui ambasador sovietic, Norman Manea Atrium, Gip Mihăescu, Femeia de Ciocolată, Ion Minulescu, Corigent la limba română, avem tot Minulescu Poezii și Romanțe pentru mai târziu, Proza lui Minulescu povestiri din drumul Brăilei, Fănuș Neagu, o rodica o joc brașoveanu 30, 320 de pisici negre, bineînțeles, drumuri prin memorie a lui Haller, Păunescu locuri comune, vinovat de iubire tot Păunescu, un perpesicius, Opere cumplite, Piercing Junior, Ion Pilat Poezii și Risipitorii a lui Preda Mai avem cel din spate și terminăm imediat Și am ajuns și la acestea Despre această um, colecție, Mihai Eminescu, opere în 11 volume de la Editura Național v-am povestit, nu foarte pe larg, în clipul, cred că cel dedicat, cum ziceam, daily vlogului de 15 ianuarie, când am vorbit despre fabrica de poezie, v-am arătat eu cum editam pe acolo și chestii, așa că avem aici absolut toată opera lui Mihai Minescu, inclusiv în alte limbi, inclusiv dicționarul de rime, Poezii, bineînțeles, proză publicistică, nu mai zic și tot așa mai avem opera literară Mihai Eminescu Palahniuk, vreo două volume în engleză ceva istoria continent de fapt etnografia continentelor Iar aici avem, dacă nu mă înșel Asia partea întâi Mi s-a părut foarte interesant Dar am, doar am răsfăit-o, n-am -am reușit să aflu mai multe. Avem aici și niște o antologie de texte literare, clasele 1-4 și examen de capacitate chiar, niște dificultăți ale limbii române, câteva tablouri și câteva date despre tonița, câteva, de fapt, mai mult niște descrieri scurte ale tablourilor lui, un dicționar de expresii celebre, Compendiu de limba română, uh, Cristian Tudor Popescu, Libertatea Urii. Uh, de asemenea, Căderea Constantinopolului, Vintilă Corbul. Uh, aici, tot uh, Vintilă Corbul, uh, Căderea Constantinopolului, dar Volumul 2. Am și uh, o antologie Dilema Veche, cu Ochin în uh, 3.14. Uh, Cervantes toate pisicile sunt negre, pardon, Carlos Fuentes, Cervantes, cred că este, dar ce este cu Cervantes? ah, ok, a obținut premiul Cervantes 1987, acest premiu Nobel al literaturii hispanice. Ok, avem aici întâmplări din lumea mandarinilor, Li Baogia, cât de tare sună. Avem și inima noastră, Mopasa, de la eseuri de fapt de la Eminescu la Emil Cioran, eseuri critice. Ion Barbu, joc secund, care mi se pare foarte, foarte tare pentru că are și uh, anumite inserții, nu i asta ba da. Anumite inserții de genul acesta. Am găsit un anticariat și mi s-a părut genial. Avem și cine a ucis-o pe Nora Jones, începută, dar neterminată, ca multe altele de fapt. Povestiri de demult, Elena Moldovan, Bob Dylan, Suflare în vânt, traduceri de Mircea Cărtărescu, cam așa. Apoi Ismail Kadare, Cetatea și Scott Gerald, blândețea nopții și mai am două uh, scrisori către doamna Recamie și povestiri după piesele lui Shakespeare. Și cam așa a rămas în urma mea. Ar trebui să pun cumva uh, înainte și după, nu? <laughs> vă amintiți aceste cutii? Dacă nu vi le amintiți, vă las linkul în descriere de asemenea. Ei bine, am umblat prin ele, bineînțeles, și am aici de dus acasă. Mai am încă una de dus acasă, iar într una se află cărți de dat, adică pe care le voi oferi, nu știu, m-am gândit cum să fac și în ce fel, dar cred că le voi oferi urmăritorilor paginii Fabrica de Poezie. Dacă n-ați dat încă like sau nu ne urmăriți sau nu știți despre ce este vorba, intrați Fabrica de Poezie sau fabrica de poezie Bun, cam asta a fost turul bibliotecii din februarie 2021. Nu știu de ce tot îmi vine să zic februarie 2020, dar a trecut, s-a dus, probabil că s-a dus atât de repede încât nu m-am obișnuit încă să zic ceva februarie 2020 sau noiembrie 2020, nu știu, în fine. Da, acesta a fost turul bibliotecii mele, este vorba despre, cum vă spuneam, biblioteca de aici din București. Poate o să fac un astfel de tur al bibliotecii și acelei de acasă, auci dar nu știu când. Deocamdată mi este ok așa, chiar vreau să văd așa, nu știu, modul în care evoluează și trăiește acest, cum să zic, un corp viu în permanentă schimbare denumită biblioteca mea. Sper că v-a plăcut, sper că ați rămas cu mine până aici. Dacă ați făcut și voi un astfel de clip, dacă sunteți creator de conținut și aveți ceva de genul acesta, chiar îmi face plăcere să, să urmăresc genul ăsta de clipuri. Lăsați-mi le în comentarii și spuneți-mi dacă v-a atras ceva, atenția, dacă nu știu, mai aveți alt gen de idei despre cărți, cum aș putea să le expun, dacă vreți să Habar n-am, să facem un fel de club de lectură online, să ne motivăm reciproc și să spunem Uite, ai și tu cartea aia, o am și eu, hai să începem să o citim și vorbim luna viitoare despre ea Poate chiar în paralel, poate pe un Zoom, poate dacă nu suntem din București ambele persoane, ca să zic așa Nu știu, genul ăsta, haideți să ne jucăm mai mult, că de ce nu? Până la urmă este libertatea noastră de a face uh, genul ăsta de conținut așa cum ne-l dorim, așa cum uh, credem de cuvință și până la urmă ținând cont nu și de părerea urmăritorilor că na, uh, dacă le-am face doar pentru noi, le-am ține frumos în, uh, în laptop sau într-un hard extern. A venit și Betty, o am și pe neagra lângă mine, Sisi s-a băgat deja la, la somn, este într-adevăr o oră destul de înaintată. Eu am uh, lungit încheierea asta mai mult decât mi-aș fi dorit, dar până la urmă am zis uh, ce am avut de zis și cel mai important ce am simțit să vă zic. Până data viitoare, nu uitați, rămâneți frumoși, frumoase și la trup, dar mai ales la suflet. V-am popat. Pa! Poiul mamă. Cine e poiul Doamne! Așa fățucă? Așa fățucă are fata? Așa fățucă are fata? Ai mă, Betty, Ce fățucă are fata? <gântu -i> Puiu meu, <-mi. gântu -i>